Și brânza? Care seamănă brânză? Brânza se poate face și brânză din nucile de caju. Dar deocamdată noi n-am făcut brânză de caju. Dar din ce este? Smântâna aia este e cumpărată. Brânză e cumpărată de comerț, din magazin. Și altceva ce mai pregătiți aici în mănăstire? Păi, de post. Am pregătit sărmăluțe, frunze de varză murată. O să avem și un pire făcut cu alături cu crochete făcute din legume. Un aperitiv. Și dulciuri care le facem noi în mănăstire, toate dulciuri, prăjituri, o rulată făcută cu banană și cu nucă de cocos și o prăjitură tot făcută servite un fel de albă ca zăpada. O cremă făcută tot la noi aici. De post. Dar tot de post. Toate sunt de post. Deci nu avem nimic care să fie de dulce sau... Cum vă aprovizionați? De unde vă luați materia primă? Păi materia primă încercăm cât putem să ne autogospodărim. Avem o grădină și ce nu putem, luăm din magazin. Și câte sunule de sunt aici? Pe cine hrăniți? Suntem 9 aici cu mine și cu părinte. Ce este verde acolo în lighean? A, e o pastă de... humus? Nu, e o pastă de... Stați cum ați luat așa și... Să întrebăm! De urzici! De urzici! Pastă de urzici și humus alături de celălalt lichean. Rețetele, de unde le-am? Rețetele avem o doamnă care mănâncă ro vegan și încercăm să colaborăm cu... niște resurse de apă. Zona asta este deșisturi verzi și, în mod normal, acest izvor nu are ce căuta aici. Pentru că nu sunt șisturi verzi, nu sunt izvoare. Înțeleg că acest izvor este miraculos. Are o poveste. Știți cum e? Aici știți cum e? Toate sunt pe credința omului. Noi avem câteva cazuri de oameni care spun, relatează că le-ar fi făcut bine, dar nu avem așa o registrare sistematică a acestor cazuri. De când este izvorul părinte? De când se știe lumea. Deci este din... Asta vreau să vă spun că după războiul de independență, când s-au auzit aici români în satele din zonă, s-au format parohii, veneau aici în prima vine de după înviere, de după Paști. Pentru că în acea vine este o sărbătoare încheiată Maicii Domnului, numește izvorul tămăduirii. Și veneau aici oamenii, exact ce este platoul acesta, cu căruțe, cu copii, cu familii, cu preoții, veneau și slujau aici în ziua aceea și urmau să se pare câmpenească. Tradiția care noi am găsit-o relatată și prin presa vremii și care s-a menținut până în zilele noastre. Postul... În legătură cu postul există o percepție oarecum incompletă, părerea mea. Se consideră că postul se referă în primul rând la mâncare, la un regim alimentar, să zic eu, mai sărac, ca să zic. Numai că postul are o dimensiune mult mai profundă și are în primul rând o dimensiune spirituală. Și acest lucru se vede în rânduiala pe care o avem noi în mănăstire în această perioadă, în perioada triodului. Este o perioadă care ține 10 săptămâni și care marchează această perioadă anului, această pregătire a creștinilor pentru înviere. Este un parcurs, este un itinerariu spiritual deosebit care presupune o pregătire deosebită în vedere sufletesc. Deci nu este mai un post de mâncare, este un post care se referă la reținerea de la rău, de la face rău, care presupune, care atinge toate dimensiunile existenței noastre. Este un post cu mintea,
este un post al voinței, este un post al gurii, da, al limbii și este un post trupesc. Și în biserică s-a stabilit, s-a rânduit de către Sfinții Părinți din, de la începutul monahismului, ca în această perioadă slujbele să fie mult mai extinse, să mult mai multă rugăciune, să sunt niște rugăciuni specifice aceste perioade. Fiecare duminică din acest post are o încărcătură deosebită, se începe cu prima duminică din post, duminica Ortodoxiei, apoi este cel tot fiecare duminică are o semnificație aparte, este o sărbătoare în sine, fiecare duminică în această perioadă. Și încercăm în mănăstire să respectăm această rânduială lăsată de cei dinaintea noastră. În postul Paștelui, toți credincioșii noștri trebuie să simte urcușul spre care mergem spre înviere. Postul are trepte de suiș către Dumnezeu. Fără post nu vine sărbătoarea. Sărbătoarea, dacă este prăznuită fără post, e ca un divertisment. Postul pregătește sărbătoarea. Este perioada cea mai sfântă, cea mai adâncă în cugetare și în trăire, perioada aceasta de postire. Tocmai de aceea postul este maica tuturor poruncelor și începutul poruncelor. Mănăstirea aceasta în care ne aflăm a ales-o Dumnezeu. Pentru că aici, văzând locul acesta frumos, izvorul tămăduitor în apropiere, am căutat și vețuitori. Și trebuie să vă spun că Dumnezeu i-a trimis și pe Maica Stareță și pe Părintele Duhovnic și aici este o familie armonioasă. De aceea invit pe toți care doresc să vină într-o oază de spiritualitate să poposească la Mănăstirea Crucea. Este un loc de meditație, un loc de adâncă simțire duhovnicească. Cât de mare e păcatul dacă nu postim? Cine nu postește, însemnează că întoarce spatele lui Dumnezeu. Sigur, sunt și motive uneori obiective, sunt și anumite deslegări pentru bolnavi, dar pentru omul sănătos, postul însemnează mai multă sănătate. Pentru cel bolnav, de multe ori, postul însemnează sănătate. Am avut creștini pe care i-am ajutat să postească și erau bolnavi de diabet. Și după ce au postit, au văzut că sunt mai bine. Și mi-au cerut deslegare să postească și după post. Pentru că postul este în firea organismului nostru. Nu este împotrivă. De multe ori, dulceața mâncărilor de dulce sau satisfacția acestora este otrăvitoare. Pentru că postul duce la curățirea trupului, la o mai bună cugetare a minții, ajută omul ridicându-l la o mai bună gândire, la o mai bună vețuire, la o mai bună armonie în el însuși și cu semenii săi și cu Dumnezeu.